Intervenție în Parlamentul României a deputatului PSD Ilie Toma pe tema proiectului de lege privind Ziua Națională a Tezaurului Uman Viu. El spune că România trebuie să meargă mai departe prin valori tradiționale. Alesul social-democrat recomandă tinerilor politicieni să străbată satele românești ca să afle adevăratele principii de viață ale poporului român care vin de la sat. Asta după ce proiectul de lege propus minimalizează civilizația rurală, pe baza căreia s-a dezvoltat țara. Pentru că fuserăm făcuți comuniști de anumiți colegi, eu vreau să le mai spun încă o dată că ei sunt mai tineri și probabil sunt îndoctrinați din alte părți. Dar eu nu spun chestia asta, sunt români. Și dacă sunt români, să încerce, repet încă o dată, să se ducă acolo de unde vine România asta noastră, din cetățile dacice, din satele alea pure, din Ardeal, comunitățile de felul care, nu știu, vor să ni le bage unii și alții pe gât, au existat dintotdeauna. N-au avut nimeni treabă cu ei. Ideea este ca să nu-ți bage în casă și în familia românească chestii pe care nu le accepți și nu vrei să le trăiești cu sufletul. Nu le poți peste noapte impune culturii românești, pământului românesc, felului în care ne-au crescut bunicii. Vreți să vedeți cum ne-au crescut bunicii noștri? Veniți acasă la Hunedoara, acolo la tărâmul binecuvântat. Deputatul PSD Ilie Toma invită pe tinerii politicieni să se apropie de viața rurală. Chiar îi invită în județul Hunedoara, în sate, unde să se documenteze mai bine atunci când vorbesc de satul românesc. În județ există persoane desemnate tezaur uman viu UNESCO, precum Pera Bulz, Mircea Lac, Vinca Cosma, Petru Borza, oameni excepționali de la care au multe de învățat. E păcat ca venind dintr-un județ cu atât de bogată cultură, cu atât de bogat patrimoniu cultural și cu foarte mulți reprezentați și premiați a ceea ce înseamnă tezaurul uman viu, să nu fi luat cuvântul și să nu exprim ceea ce simte județul Hunedoara. Pe acea bază reală s-a bazat discuția respectivă, discuția oficială la Tribuna Parlamentului României, prin care i-a rugat și le-am spus că dacă nu știu despre ce este vorba, să vină în județul Hunedoara, să vină în satele românești, să umble și să discute cu oamenii și vor vedea că, indiferent de cât de osteniți sunt și de cât au muncit în ziua respectivă, vor găsi un zâmbet și un cuvânt frumos pe fețele lor și un cuvânt de apreciere la ceea ce înseamnă semenii lor și cultura românească. Hunedoara poate oferi un exemplu, iar politicienii pot să vadă cum se cresc animalele la țară, cum se cultivă pământul și ce înseamnă respectul pentru oameni, pentru cei în vârstă. Am vrut în mod special să fac un apel pentru tinerii care reprezintă județele în Parlamentul României, fiindcă ei sunt urmașii noștri, fiindcă tinerii nu neapărat din vina lor, dar au fost crescuți așa într-un mediu urban mult mai dur, fără să aibă aplecare față de zona rurală și era normal să nu știe cum se produce, că tot discutăm în fiecare zi despre hrana ecologică, despre hrană curată, despre hrană pură care să ne dea o viață mai bună, să vină și să vadă acolo la țară cum se întoarce brazda și cum se produc cerealele. Apropo că zilele acestea e un mare scandal și pe cerealele Europei, cum se cresc animalele și se discută despre acea hrană ecologică și sufletul care se pune în toată această muncă. E păcat să nu știe, i-am rugat să vină în județul Hunedoara, dacă nu au unde, mă duc personal cu ei, au înțeles, mă bucur că încă mai există oameni care cred în ceea ce înseamnă România și în satul românesc și în valorile culturale românești și în ceea ce mă privește pe mine, nu voi renunța niciodată la face orice intervenție, indiferent ce presiune se pune asupra mea. Intervenția deputatului Ilie Toma este un semnal de alarmă pentru ca decidenții politici să nu distrugă prin legi ce au mai rămas din cultura și civilizația arhaică românească. Tinerii noștri colegi trebuie să înțeleagă că a vorbit despre România nu este nici o idee de comunism, nici de altă natură că ți-a impus cineva să nu. România se trăiește, se simte. De acolo se pleacă. Dumnezeu să ne ajute la toți să rămânem români.